Salut, dragi prieteni! Bun venit pe canalul de YouTube Xtoria, locul unde istoria contează. Țin să vă mulțumesc din suflet pentru suport. Abonează-te la canal acum și activează clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Politica rasială a Germaniei naziste. A fost un set de politici și legi implementate în Germania nazistă în perioada anilor 1933-1945 și fundamentate pe o doctrină rasistă care susținea superioritatea rasei ariane. Doctrina era formată din programe eugenice prin care se urmărea igienizarea rasială și exterminarea celor considerați Untermenschen, adică subumani. Politicile naziste îi considerau pe locuitorii teritoriilor germane de altă etnie decât cea germană, precum evreii, popoarele semite de origini levantine în teoria rasială nazistă, romii, cunoscut și sub denumirea de țigani, un popor indo-arian cu origini în subcontinentul indian, majoritatea slavilor cu precădere polonezi, sârbi, ruși și majoritatea indivizilor de altă origine decât cea europeană, drept subumani, în baza unei ierarhii rasiale care clasifica Herrenvolk-ul, adică rasa superioară, în vârful acesteia. Viziunea politicilor naziste și construirea rasei superioare ariane. Rasa superioară ariană, formulată de către naziști, este fundamentală pe o scală de gradare a purității rasiale de la arian la non-arian, adică la subuman. În vârful ierarhiei erau popoarele ariane pure, germanii și popoarele germanice, inclusiv neerlandezi, scandinavii și englezii. Latinii erau considerați oarecum inferiori, însă tolerați. Italienii și francezii, din punctul de vedere al teoriei naziste, erau considerați ca având într-o oarecare măsură sânge germanic. Ideea că germanii era așa numită Herrenvolk, adică rasa superioară, a fost răspândită în societatea germană și printre oficialii naziști prin intermediul propagandei. Erich Koch, Reichskomisarul Ucrainei, afirma pe 5 martie 1943 următoarea frază: suntem o rasă superioară care trebuie să rețină că cel mai slab muncitor german este din punctul de vedere rasial și biologic de 1000 de ori mai valoros decât populațiile acestei zone. Naziștii caracterizau popoarele slave drept Untermenschen, adică subumane, care ar trebui să fie subjugate și exterminate de către germani. Popoarele slave, precum ucrainienii, cehii, slovacii, bulgarii și croații, care au colaborat cu Germania nazistă, erau în continuare considerați rasial insuficient de puri încât să poată atinge statutul popoarelor germanice, însă au ajuns să fie considerați mai bun din punct de vedere etnic decât ceilalți slavi, în mare parte datorită teoriilor pseudoștiințifice în baza cărora s-a stabilit că aceste națiuni au sânge german. În țările lor de baștină existau, conform naziștilor, mici grupuri de indivizi de origine germană. Aceștia au fost testați cu scopul de a stabili dacă sunt sau nu valoroși rasial, dacă erau, atunci treceau printr-un proces de regermanizare și erau luați din familie. Acest plan secret, intitulat general Plan Ost, avea ca scop expulzarea, subjugarea și exterminarea majorității popoarelor slave. Politica nazistă a suferit însă modificări pe parcursul celui de-al doilea război mondial pe premize pragmatice. Numărul insuficient al soldaților germani pe frontul de est i-a forțat pe aceștia să le permită unora cu anumite excepții să servească statul german. Conform propagandei naziste, popoarele est-europene cu trăsături faciale asiatice au fost rezultatul amestecului dintre slavi și rasele asiatice, aceștia erau descriși drept subumani, aflați sub conducerea evreilor, care își impuneau voința cu ajutorul bolșevismului. La baza scalei de gradare erau evreii, etnicii polonezi, etnicii sârbi și alte popoare slave, romii și persoanele de culoare. Naziștii
aveau în plan să elibereze statul german de populațiile de evrei și romi prin procese de deportare și mai târziu de exterminare, iar persoanele de culoare să fie segregate și treptat eliminate prin sterilizare obligatorie. Teoreticienii considerau că strămoșii teutoni ai Germaniei s-au răspândit din Germania în întreaga Europa. Privitor la triburile germanice care s-au extins pe continent, aceștia au stabilit că burgunzii, francii și vigoții s-au unit cu galii și au format Franța. Lombarzii au călătorit spre sud și s-au unit cu italienii, iuții au fondat Danemarca, anglii și saxonii au format Anglia, flamanzii, Belgia și alte triburi, țările de jos. Convingerile rasiale naziste cu privire la superioritatea rasei ariane își au originea în lucrările unor susținători ai ideii de rasă superioară. De exemplu, în lucrările romancierului și diplomatului francez Arthur de Gobineau, care a publicat o lucrare în 4 volume intitulată Un eseu despre inegalitatea raselor umane, Gobineau a propus ideea că rasa ariană este superioară și a militat pentru conservarea purității rasiale și culturale. Treptat, acesta a ajuns să considere doar rasa germană drept ariană. Din această perspectivă, arienii, adică germanii, erau considerați superiori din toate punctele de vedere. Lucrarea fundamentală din secolul al XIX-lea, redactată de Houston Stuart Chamberlain, prima care combină darwinismul social cu antisemitismul, descrie istoria drept o luptă pentru conservare între popoarele germanice și evrei, aceștia din urmă fiind considerați un grup inferior și periculos. Eugen Fischer, Ruin Bauer și Fritz Lenz au ajuns în baza unor studii pseudoștiințifice la concluzia că germanii sunt superiori evreilor din punct de vedere intelectual și fizic și recomandau eugenismul ca soluție. Lucrarea lui Madison Grain, The Pacing of the Great Race din 1916, susținea nordicismul și propunea un program bazat pe eugenism prin care se urmărea conservarea rasei nordice. După ce a lecturat lucrarea, Hitler a numit-o Biblia mea. Supremacistul Hans Günther a redactat în lucrarea Rassenkunde des Deutsches Volkes, adică știința rasială a poporului german, despre pericolul amestecului sângelui slav al rasei estice cu cel german și a combinat naționalismul virulent cu antisemitismul. Günther a reprezentat pseudoștiința coruptă și politizată în Germania postbelică. Printre subiectele cercetării sale, regăsim încercări de a demonstra că evreii au un miros neplăcut ereditar. Deși era unul dintre cei mai importanți scriitori naziști, Günther nu era considerat cel mai avansat de către aceștia. În baza legii pentru prevenirea copiilor cu boli ereditare din iulie 1933, redactată de Ernst Rudin și alți susținători ai igienei rasiale, se înființau curs de judecată care impuneau sterilizarea obligatorie a oricărei persoană care suferă de o boală ereditară. Aici erau incluși toți suferinții de debilitate, schizofrenie, tulburare bipolară, epilepsie, boala Huntington, orbire, surzenie, orice anomalii severe ereditare, precum și orice persoană care suferă de alcoolism în stare severă. Mai târziu, legea a fost modificată să includă și sterilizarea forțată a bastarzilor Rhineland, adică a copiilor cuplurilor afrogermane. Partidul nazist și-a dorit să crească numărul nașterilor în cuplurile din așa numită elită rasială. Când partidul a obținut puterea în anul 1933, una dintre primele sale acțiuni a fost să adopte o lege care încuraja căsătoria. Aceasta prezicea că toate cuplurile de rasă ariană recent căsătorite pot primi un împrumut de la guvern. Cu fiecare copil născut, suma datorată statului german scădea. Prin această lege, partidul nazist a încercat să stimuleze creșterea rasei pur ariane. Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți, nu uita să te abonezi la canal. Totodată, orice like, share, subscribe mă poate ajuta în viitor
pentru dezvoltare de conținut nou. Țin să vă mulțumesc din suflet pentru suport. Vă salut cu prietenie și respect. Pe data viitoare!